După nici două luni de la marea redeschidere din februarie, elevii au primit cadou de la guvern o lună de vacanță. Decizia autorităților ridică însă mari semne de întrebare în ceea ce privește efectul asupra educației, dar și asupra reducerii răspândirii virusului. Guvernanții au luat această decizie din cauza creșterii excesive a numărului de cazuri de COVID-19 din ultima perioadă. Cu toate astea, oare câți le vor sta acasă într-o perioadă prelungită, mai ales în perioada sărbătorilor? Din punctul meu de vedere, nu este o vacanță așa cum ar trebui să fie. Adică, considerăm că era mai bine să rămână în activitate și puteau să rămână chiar și în activitate online cele trei săptămâni din perioada 12 până în 29 aprilie însă ministerul a hotărât altceva, adică am pus vacanța până în data de 4 mai pentru clasele, învățământul preșcolar, pe învățământul primar, gimnazial, până la clasa 7 -a și până la clasa 11 -a, liceal, iar clasele care susțin examenele, evaluarea națională clasa 8 -a și clasa 12 -a, vor fi în activitate online între 12 și 29 aprilie și vor lua vacanță până în data de 9 mai. După nici două luni de la marea redeschidere din februarie, în care cei mai mulți elevi au făcut școala online, această pauză prelungită va scoate copiii din nou din dărit. Eu zic că sunt, spun eu, niște schimbări bruște, care până la urma urmei nu fac bine elevilor. Adică nu este niciun avantaj, nici pentru cadre didactice, nici pentru elevi. Erau două săptămâni de vacanță în structura unui școlar, vacanța de Paștele Catolic și vacanța de sărbători de Paște. Ortodox din mai erau suficiente, așa, aceste întrerupe eu zic că îndepărtează copilul de școală și îl face să-i fragmenteze programul într-un mod incorrect din punct de vedere al actului educațional. Majoritatea țărilor europene au făcut-o posibilul să țină școlile deschise. De fapt, în cele mai multe state care impun noi restricții, școala nu se închide complet, ci se mută în formă online. România nu a făcut lucrul acesta din cel puțin două motive, eșecul predării online și incapacitatea autorităților locale de a avea o imagine clară a situației epidemiologice.